Sălile de sport ar putea rămâne închise multă vreme, o spun patronii care se tem că vor mai putea redeschide foarte greu, deoarece tot mai puțină lume vine la sală în pandemie și asta se vede desigur în încasări. Cu toate acestea, administratorii s-au asigurat că riscul de infectare în sălile de fitness pe care le conduc este scăzut. După ce au trecut prin închiderea din timpul stării de urgență, administratorii sălilor de fitness trec prin a doua închidere, de care se tem să nu fie una definitivă. Am fost închiși fără drept de apel, deci practic după o zi pe alta s-au dat o lege și a trebuit să fie pusă în aplicare. Din punctul nostru de vedere, dacă ținem așa în următoarele 2-3 luni, se va ajunge cu siguranță spre faliment. În timpul antrenamentelor era permis ca cei care fac exerciții să nu poarte masca de protecție. Însă până atunci, măsurile de prevenție erau la fel de stricte ca în orice alt loc. Din punct de vedere al măsurilor, eu consider că au fost respectate în totalitate. Aici vorbim și de un număr de limitat de locuri în sala de fitness, luate pe metru pătrat. Dezinfectante avem în toate zonele. Arată-ne ce făceai pentru a fi în siguranță la sală. Da, în primul rând o să vă arăt cum dezinfectăm un aparat. Da, deci în mai multe zone din sală avem zona de dezinfectant și șervețele. Practic în care clienții puteau pur și simplu să își dezinfecteze singur aparatul. La aceste aparate se puteau antrena cei care voiau să se mențină în formă. Ei bine, acum acest lucru nu mai este posibil. Din păcate, nu știm și până când vor fi închise sălile de fitness. Închiderea sălilor nu are impact doar asupra administratorilor, ci și asupra iubitorilor de sport. Problema e că după ce că nu facem mișcare mai deloc, au mai închis și sălile de sport. Superb! Da! Bravo, România! Nu mi se pare o idee foarte bună, mai ales că sunt de genul de persoană activă și chiar nu știu ce să fac, mă gândeam zilele astea, cum o să recuperez antrenamentele, dar în aer liber, noroc cu vremea, că ne ajută. Fac sport acasă. După părerea mea, da, cresc riscul de infectare. Exercițiile fizice s-au dovedit a preveni și chiar trata cele mai frecvente boli cronice din lume, iar un studiu efectuat la finalul anului 2020 arată că riscul de infectare cu COVID-19 în sălile de sport este extrem de redus, 0,78 infecții la 100.000 de vizite.